găsit la actualitatea medicală, sunt Anda Miclea. Organele prelevate de la un donator în vârstă de 21 de ani aflat în moarte cerebrală au salvat 5 vieți, a anunțat Agenția Națională de Transplant. Tânărul internat la Spitalul Județean Baia Mare a fost declarat mort în urma unui traumatism craniocerebral. 5 persoane au beneficiat prin acest demers de transplant de organe pulmonar, renal, de cord și hepatic. Transplanturile au fost realizate în unități sanitare specializate din București, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, anunță Ministerul Sănătății. România a reînceput să facă pași importanți în acest domeniu. Este a 45-a prelevare de organe de anul acesta. Este în continuare prea puțin, dar am încredere că odată cu reorganizarea Agenției Naționale de Transplant și adoptarea legii transplantului, care a fost finalizată și se află acum în proces de verificare din punct de vedere al tehnicii legislative, lucrurile se vor mișca mai repede, a declarat Ministrul Sănătății Sorina Pintea. Organele prelevate de la tânărul donator au făcut posibilă realizarea celui de-al treilea transplant pulmonar efectuat în România. O echipă de medici de la Spitalul Clinic Sfânta Maria din București a efectuat dificilul transplant, beneficiarul fiind un pacient în vârstă de 34 de ani. Pe transplant pulmonar vom începe o colaborare cu Ungaria, care în 17 octombrie ne-a trimis acceptul pentru ca 10 pacienți să beneficieze de transplant pulmonar în perioada următoare. Am trimis și o solicitare către Eurotransplant pentru inițierea unor discuții, deoarece vrem să aderăm la acest organism internațional, a declarat Sorina Pintea în comunicatul transmis de Ministerul Sănătății. Tiroida este o glandă în formă de fluture situată la nivelul gâtului. Are un rol esențial în funcția metabolismului. Când există perturbări ale activității glandei tiroide, pot fi afectate multe aspecte ale sănătății noastre. Principalele simptome ale disfuncției glandei tiroide sunt fluctuațiile de greutate, prezența depresiei și dezechilibrul nivelurilor de energie. Problemele nediagnosticate ale tiroidei pot crește dramatic riscul apariției obezității, al bolilor cardiovasculare, depresiei, anxietății, pierderii părului, disfuncțiilor sexuale, dar și al altor probleme de sănătate. De aceea este important să mergeți din timp la medicul endocrinolog pentru investigații și tratament adecvat. Cercetătorii au ajuns la concluzia că mulți oameni suferă de diverse tulburări ale glandei tiroide, dar cei mai mulți nu recunosc. Nodulii tiroidieni reprezintă cea mai frecventă cauză de suferință tiroidiană și motiv de prezentare la medicul endocrinolog. 40% din populație prezintă noduli, din care 1% sunt maligni. Nodulii pot fi solizi, mixti și chistici, cu structură predominant lichidă. Se formează în timp, dar pot crește brusc și determina fenomene de compresie dacă în interiorul lor apare o sângerare sau o necroză. Cauzele sunt multiple, deși nu sunt cunoscute în totalitate, fiind greu de identificat. Cele mai frecvente sunt lipsa iodului și infecțiile. Semnele clinice și simptomele sunt mărimea în volum a glandei tiroide, jena la înghițit și senzația de sufocare. Când spunem ADHD, ne imaginăm de obicei un copil hiperactiv care vorbește neîntrebat, încalcă toate regulile și este rezistent la orice formă de disciplinare, un vulcan de energie care epuizează familia. Pare a fi și definiția unui copil foarte răsfățat, cu temperament coleric și cu foarte multă energie de consumat. Diagnosticul de ADHD se pune atunci când viața socială a copilului, abilitățile sale și mai ales performanța școlară sunt sever afectate de aceste tipuri de comportament. Diagnosticul de ADHD este pus de medicul psihiatru sau neurolog, de obicei după vârsta de 6-7 ani, întrucât comportamentul hiperactiv și durata mică de concentrare a atenției sunt adesea specifice copilului mic, mai ales băieților, fiind o etapă normală a dezvoltării. ADHD este o tulburare de neurodezvoltare, fiind o condiție medicală prezentă încă de la naștere. Prin urmare, simptomele se văd de la vârste fragede, devenind mai evidente atunci când copilul este integrat în colectivitate. Dacă un copil își schimbă brusc comportamentul într-un moment anume, după divorțul părinților sau după un alt eveniment traumatic, dar și după începerea școlii, cel mai probabil acesta nu suferă de ADHD, ci de o altă afecțiune medicală sau psihologică. Întrucât există foarte multe afecțiuni neurologice și psihiatrice care determină schimbarea comportamentului copilului într-un tipar de tip ADHD, diagnosticul diferențiat este crucial. Un diagnostic corect de ADHD presupune ca simptomele să fie vizibile în aproape toate contextele de viață ale copilului, atât acasă, cât și la grădiniță, școală sau la locul de joacă. În plus, acestea trebuie să se manifeste aproximativ la fel, indiferent de persoana cu care interacționează copilul sau care îl disciplinează. Un copil care este agitat numai acasă, numai la școală sau care are manifestări de tip ADHD numai în prezența bunicilor, dar nu și a părinților, este cel mai probabil un copil fie răsfățat, fie cu alte probleme
emoționale și de comportament care trebuie să fie corect identificate. ADHD poate apărea ca urmare a afectării creierului copilului în timpul dezvoltării fetale, la naștere sau după naștere, după producerea unor traumatisme, leziuni, infecții din cauza lipsei temporare de oxigen sau altor afecțiuni congenitale. Incidența ADHD este semnificativ mai crescută în rândul acestor categorii de risc, la care se adaugă și categoria copiilor prematuri sau cu o greutate foarte mică la naștere. De asemenea, stresul, fumatul, consumul de droguri, alcool și medicamente interzise în timpul sarcinii sau alte afecțiuni medicale ale mamei, tot din timpul sarcinii, pot determina tulburarea ADHD la copii. În același timp, copiii cu un istoric timpuriu de abuz, neglijare și abandon manifestă simptome specifice ADHD, deși în cazul acestora este mult mai probabilă existența unei tulburări de atașament. Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, așa numitul ADHD, sunt tulburări de neurodezvoltare care au ca și cauze. Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate sunt tulburări de neurodezvoltare care au cauze neurobiologice. Deși există unele ipoteze despre determinarea genetică a acestei tulburări, încă nu este nimic dovedit, fiind nevoie de cercetări suplimentare pentru a stabili ce anume determină această afecțiune. Perioada de vârstă a copiilor noștri, cuprinsă între 2 și 6 ani, este o perioadă plină de provocări și de griji legate de dezvoltarea fizică și psihologică a copiilor. Odată cu integrarea la grădiniță, încep să apară semne de întrebare legate de comportamentul copiilor, mai exact dacă dezvoltarea lor corespunde standardelor de vârstă. Problemele de comportament de natură psihologică întâlnite la copiii de vârstă preșcolară sunt diferite în funcție de educația primită, dar și de mediul familial în care micuțul se dezvoltă. Refractar față de regulile de disciplină, comportamentul deviant este consecința unor practici greșite și ineficiente ale părinților. De multe ori, mediul familial tensionat, conflictual sau dezorganizat influențează puternic viitorul matur. Comportamentul lui poate fi ușor corectat dacă se restabilește ordinea în mediul în care trăiește copilul. Agresivitatea față de adulți sau alți copii, precum și față de animale, reprezintă comportamente extreme ale unor copii cu un temperament dezinhibat, extrovertit, modelat în medii unde agresivitatea verbală și fizică sunt la ele acasă. Acest tip de agresivitate se dezvoltă și persistă și la maturitate, în cele mai dese cazuri. De aceea se impun măsuri urgente de identificare corectă a cauzelor și remedierea acestora. Crizele de nerve ale copiilor sunt însoțite uneori de manifestări comportamentale extreme, plâns excesiv, țipete, agresivitate față de membrii familiei ei sau față de alți copii, sau chiar autoagresivitate, conform reginamaria.ro. Toate acestea reprezintă semnele prezenței unei tulburări de dezvoltare cu origine neurologică, de exemplu autism sau ADHD, în forme ușoare. Manifestările sunt tipice copiilor cu dificultăți de autoreglare emoțională și prezic apariția unor tulburări comportamentale viitoare cu toate implicațiile dezastruoase în plan social și educațional. Timiditatea, frica de separare de părinți, în special de mamă, refuzul de a vorbi cu alte persoane decât cele cunoscute, sensibilitate emoțională crescută, refuzul de a merge la grădiniță. Acești copii sunt predispuși la tulburări afective-emoționale, anxietate generalizată, socială, școlară sau chiar depresie și necesită o urmărire foarte atentă și sprijin psihologic adecvat. Un raport al Coaliției pentru Sănătatea Femeii arată că la fiecare 3 ore o femeie moare de cancer de sân în România. După vârsta de 30 de ani, orice femeie trebuie să-și facă anual o ecografie la sân, iar la femeile cu risc crescut se impune investigația RMN de sân. O statistică recentă arată creșterea numărului de cancere de sân, apariția cancerului la vârste mai tinere și faptul că dintre cele descoperite, 85% sunt în stadii avansate. Semnele și simptomele unei afecțiuni mamare sunt apariția unor noduli palpabili în sân sau în axilă, secreții mamelonare, mai ales dacă sunt unilaterale, spontane, modificări de mărime sau formă ale sânilor, în special cele apărute la un singur sân, modificări de textura pielii, roșeață, piele în coajă de portocală sau sensibilitate mamelonară diferită de cea care apare în timpul ciclului menstrual, conform reginamaria.ro. Un procent ridicat, aproape 90% dintre cancere, apar după vârsta de 40 de ani, dar în ultimii ani s-a constatat o creștere semnificativă îngrijorătoare. Din acest motiv, începând cu vârsta de 20 de ani, este recomandat un consult clinic la un medic specialist ginecolog, iar de la 30 de ani se indică o ecografie anuală. Numărul femeilor diagnosticate cu cancer la sân s-a dublat în ultimul deceniu la persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. Studiile arată că la noi în țară, 1% dintre femei se îmbolnăvesc
doresc în fiecare an de cancer de sân și peste 85% dintre acestea în ceea ce privește adresabilitatea pacientelor, numărul celor care își fac controle la intervale regulate a crescut, femeile din mediul urban fiind mult mai conștiincioase față de cele din mediul rural. Sensibilitatea mamografiei, posibilitatea de a depista nodul malign, diferă în funcție de structura sânului. Este crescută în cazul sânului adipos și scade semnificativ odată cu creșterea densității acestuia. Conform unor autori, sensibilitatea mamografiei este de aproximativ 78%, însă vor fi descoperite 96-99% dintre anomalii dacă se combină mamografia cu ecografia. Ecografia are o sensibilitate mai mare, între 86-96%, iar examenul IRM are sensibilitate între 89-97%, însă această ultima examinare are indicații speciale. Mamografia, o procedură care utilizează raze X, presupune o doză minimă de iradiere care are un risc extrem de scăzut să ducă la apariția cancerului de sân. S-a stabilit că iradierea din timpul unei mamografii este echivalentă cu iradierea cosmică din timpul unui zbor cu avionul de câteva ore. Melanomul malign este cel mai agresiv tip de cancer cutanat. Cel mai adesea este o leziune cutanată închisă la culoare brun-neagră. În cazul acestuia există o predispoziție genetică. Cancerele cutanate apar în condițiile unei predispoziții genetice sau asocierii unor factori externi, cel mai frecvent fiind riscul expunerii la radiațiile ultraviolete. Expunerea intensă și intermitentă de tip arsură crește riscul de apariție pentru melanomul malign. Sunt descriși și alți factori externi, precum substanțele carcinogene, arsurile chimice, leziunile deja existente, dar și prezența mai multor formațiuni de tip alunițe. Prezența la nivelul tegumentului nostru a unei leziuni de regulă nou apărută, care evoluează în timp spre ulcer cu sângerare, descrie o tumoră care apare adesea pe tegumentele expuse la soare sau la nivelul buzelor. Neglijate în timp, aceste leziuni se măresc, ajung să sângereze, să ulcereze și se transformă în tumori avansate cu șanse mai mici de supraviețuire pentru pacient în urma terapiei de specialitate. Prevenția pentru cancerul cutanat reprezintă în principal diagnostic precoce, responsabilizare și conștientizare. Pielea noastră trebuie supravegheată și monitorizată de medicul specialist cu fotografiere pe întreaga suprafață cutanată. Statisticile arată că riscul de apariție a unui melanom pe o aluniță preexistentă este de 20%, adică 1 din 5 melanoame este dezvoltat pe leziuni care există deja, conform sfatul medicului.ro. Din păcate, melanoamele maligne avansate au șanse reduse de supraviețuire pentru pacient, chiar în condițiile terapiilor oncologice moderne, iar prevenția este în continuare cheia succesului în acest tip de cancer. Ciroza este o boală gravă care apare atunci când în țesutul hepatic se dezvoltă fibroza. Cauzele cele mai frecvente de ciroză hepatică sunt consumul excesiv de băuturi alcoolice pentru o perioadă lungă de timp sau infecția cu virusurile hepatice B sau C. Anual mor peste 26.000 de oameni din cauza cirozei. Examinarea fizică și istoria medicală a pacientului sunt primele efectuate pentru evaluarea simptomelor. Pentru confirmarea diagnosticului de ciroză poate fi efectuată biopsia hepatică, prin care este prelevată o mostră de țesut hepatic, care este analizată microscopic. Este unicul test care poate confirma diagnosticul de ciroză. Țesutul fibrotic înlocuiește țesutul hepatic sănătos și îl împiedică să funcționeze normal. Ciroza apare după mulți ani de inflamare a țesutului hepatic. Pe măsură ce se dezvoltă ciroza, țesutul fibrotic înconjoară celulele hepatice normale, determinând aspectul nodular. Testul hepatic nodular poate bloca sau inflama ductele biliare, ceea ce determină refluxul bilei inficat și în circulația sangvină. Țesutul fibrotic poate bloca de asemenea circulația sangvină dinspre intestine spre ficat, determinând creșterea presiunii în sistemul venos portal. Această complicație, denumită hipertensiune portală, duce la acumularea unui lichid în cavitatea abdominală, sângerarea vaselor din tractul digestiv și alte complicații serioase. Uneori ciroza poate fi cauzată de o boală congenitală, cum ar fi boala Wilson, fibroza chistică sau hemocromatoza. Alte cauze mai puțin frecvente pot include reacții severe la medicamente, expunerea prelungită la noxe ambientale sau o boală de tract biliar cu evoluție îndelungată. Ciroza hepatică alcoolică poate apărea la bărbații care consumă zilnic cantități crescute de băuturi alcoolice timp de 10-15 ani. Cel puțin 10-15% dintre consumatorii cronici fac într-un final ciroză hepatică alcoolică. Ciroza hepatică secundară infecției cu virusul hepatic apare la aproximativ
aproximativ 40% dintre persoanele care suferă de hepatită cronică. Ciroza se instalează lent în 20 de ani sau mai mult. La cei care consumă în mod excesiv băuturi alcoolice, boala se instalează mult mai repede comparativ cu cei care au hepatită cronică virală și nu beau. Nu în ultimul rând, ciroza hepatică poate fi determinată de acumularea grăsimilor în ficat. Această boală devine din ce în ce mai frecventă și poate fi cauza multor ciroze clasificate ca fiind cu etiologie necunoscută. Mai există un tip de ciroză, biliara primitivă, care are legătură cu sistemul imunitar, dar ale cărei cauze sunt necunoscute. Toamna apar durerile în gât la copii. Pentru durerea în gât virală sau bacteriană sunt două remedii fitoterapeutice standardizate, sigure și eficiente. Printre acestea, combinația de extracte naturale din scoarță de stejar și rădăcina de lemn dulce. Scoarța de stejar are un efect antiinflamator, astringent și antiviral, iar rădăcina de lemn dulce are o listă impresionantă de utilizări bine documentate și este probabil una dintre cele mai supraapreciate căi de atac pe bază de plante. Inhibă aderența virală și pătrunderea în celule, combinația calmează repede durerea, iar copiii se pot alimenta. Și pentru că orice infecție virală se instalează pe fondul unei imunități slăbite, există trei substanțe active extrase din plante care se completează în acțiune una pe cealaltă: tuia, echinacea și indigoul sălbatic. Ele contribuie la funcționarea mai bună a sistemului imunitar, au efect antiviral direct și stimulează sinteza de anticorpi la poarta de intrare a infecției. Închei aici actualitatea medicală de astăzi. Sunt Anda Mic, la mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea voastră. Pe curând!